amintirile neamului meu, din stră-stră-neamuri, se rugau doar bărbații. Ce, mă refeream când povesteam la Tasos, nu? Nu Tasos. Muntele Asos? Cum e, domnule? Unde numai bărbații pot să urce, femeile n-au voie. Și alături era muntele cu călugărițe, cu călugări, unde puteam să merg. Am fost și, da, în Grecia. Am fost adusă, da, eu am fost, nu mai sunt sigură, dar știu că dacă știu că am fost, înseamnă că era pentru ceva și acum încep să înțeleg de ce. În amintirile care mă iubesc despre pământul vechi și remembering, și acum se proiectează din amintiri tot ce mi-a plăcut. Cum mai zice? Nu contează, pardon. Acolo, în neamul ăsta, unde, da, numai bărbații aveau voie să se roage. Îți dai seama? Asta e barba. E un fel de... Mi-a și apărut imediat. Așa o și văd, ca și desen, proiecție. Așa a apărut și barba și a apărut străneamul. Ce tare! Nu cred! Vai, ce tare! Deci, așa lua soarele și bucuria și puterea, puterea soarelui și se închina. O lua în, știi, o iei în freză, o iei în barbă, pe barba mea, pe barba mea, da, acolo. Numai bărbații au voie să se roage într-un fel și femeile în alt fel, cumva, da? Era voie la bărbații să intre gimnaziul fetelor, a băieților, separat, nu avea, știi? Era legat de în ce credea poporul și neamul. Uh-huh. Da, 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 foarte frumos, superb. Și asta era, da? E, ai superb, superb. Astea sunt amintirile. Da, uite, mă furnică tot, îmi place. Dar mi-a luat denumirele așa, se fac altfel, cred că altfel se întâmplă lucrurile, se restartează altceva. Pământul nou, din ce a fost vechi la bază și se... Superb, da. Okay.